Azi e sâmbătă, am ieșit puțin pe balcon. Rebea este pe lângă supărată. Este și roșie la față. Și am observat asta, că se înroșește după ce îi dau Xizal. Xizalul ea de dimineață este un antihistaminic. Și de când îi dau și Dexa. În fine, i-am trimis mesaj doctorei, i-am spus, a zis că să-i mai dau și azi Dexa, conform schemei. Și pe urmă mai vedem. Bubițele sunt mult, mult, mult mai bine. Aproape au trecut cele de pe abdomen, le mai are pe cele de pe picioare. Irisuca e aici. Stă pe balcon în pătură că e foarte frig la noi astăzi. E ceață. Bine, acum s-au și aburit geamurile că este foarte cald, dar este ceață și bate vântul. Afară, cam așa se vede. Și stăm totuși pe balcon. Nu știu dacă ieșim azi. Nu am ieșit azi din casă. Am dormit toate trei azi la prânz și acum am ieșit să-mi fac kilometru și surprinzător este super afară, nu bate deloc vântul, deloc, deloc. Nu e nici rece. E super. Eu merg, nu știu de ce, atunci când mă apuc să fac kilometrul, merg destul de repede. Când Da. faci kilometru, merg când merg eu pe trotinetă, că acum ține pasul cu mine. Iar Rebecca este supărată că am ieșit afară. Nu știu dacă supărată, cât deranjată. Este destul de... De azi de dimineață, dar nu știu de la ce. Adică și eu vreau ceva și nu știu ce vreau. Adică... Și am Da. venit de la medicamente, că vreau să mănânc. Cred că am ieșit, când eram acolo, când am intrat pe strada, mirosea chiar și se legea două bani. Da, este irascibilă de la combinația asta de medicamente. Oricum, pe prospectul de Xizal scrie că dă agitație, nervozitate, mi se pare, și apoi somnolență la copii. Ea deja este în a șaptea, opta, zecea zi, cam așa, de Xizal. Nu știu ce o să facem. Este destul de bine. Bubele i-au trecut. 90%, mai are câteva pe picioare și puțin într-o parte unde avea mai Da, mult. adică 10%, că trebuie să fie 100%. Da. Și mai am 10% din bubă. Super. Rebea are codițe, ia să vă arăt. I-am făcut așa codițe, că vrea să aibă părul ondulat. Nu pot să mă opresc să vă arăt. Da. Și ține regimul în continuare. Nu știu cât timp va mai ține regimul ăsta doar cu fructe și legume. I-am scris doctorului astăzi că este puțin roșie după ce îi dau Xizal. N-a zis nimic. Nu știu dacă diseară să-i mai dau Dexa sau nu. Sau mâine dimineața să-i mai dau Xizalul. Facem o pauză mâine să-i dau antihistaminicul de seară. Tu ești obsedată să scapi de un medicament. Dar mi se pare că ia foarte multe medicamente pentru un copil care nu a avut probleme din astea și pentru că o mamă nebună care ia talune. Asta i-am greșit atunci, maxim. Am învățat. Dar din greșeală Nu câteodată mai mai înveți. facem asta, never ever. Asta pentru că nu respectă regulile impuse de noi sau regulile care ne ajutăm. Da. Da, ne trebuie mai multă disciplină și ușor, ușor o să o avem. Uf, mai am, mai am. Dar și afară este... E chiar frumos, va mai este o dată. Da, e chiar frumos, surprinzător Noaptea. pentru noapte, da, și de obicei la noi bate vântul. E chiar super. Miroase a fum ceva. Ai foc, da. Da. Mă gândeam mâine să-i fac, nu știu ce să-i fac de mâncare, doar cu legume. Bine că are voie pâine. Ea mănâncă mere, n-a vrut nici suc să-i fac astăzi, suc de fructe și legume. Dar i-am luat Lucia niște cartofi dulci și să-i fac la cuptor. Cartofi dulci cu cartofi și cu castraveți mănâncă. N-are voie de astea năut, linte, fasole, că voiam să fac mâine o supă cremă de linte, să mâncăm și noi. Și să mănânce și ea. La fel năut să mănânce, făceam un fel de pastă, ceva, vedeam eu cum. Să mănânce nu are voie. Câteva zile și apoi o să-i ne introduc treptat. Am vrut azi să mergem să facem analizele, să facem panelul alimentar și vitamina D3, pentru că oricum le vom plăti, că nu am găsit plafon
Am găsit cel mai ok ca și preț la Bioclinica. Panelul alimentar undeva la 200 până în 210 lei și vitamina D3 94 de lei. Dar am zis, nu știu, să vedem dacă s-o înțepe de două ori. Nu știu unde să găsesc. La Bioclinica de pe din ianuarie au plafon pentru bilete de trimitere, pentru că are mai multe. O să îi le fac pentru că nu le-am mai făcut de mult și e ok să le fac anual, astea uzualele. Și panelul ăla o să-l facem. Să vedem, hai să vedem cine zice marți și dermatologul. Deci până ajung la dermatolog o să fie vindecate de tot. Până o să ajungem la dermatolog, cred că am zis bine, nu? Da. Adică încă 10 zile ca să se facă 100%, că acum sunt 90% și când o să mergem la... Cum adică 10 zile? 10%? 10%. Când o să ajungem la dermatolog, o să am deja bubele vindecate, dacă nu mai mănânc cine știe ce prostii. Păi nu mai e ce să mănânc. Nu am ce să mănânc. Da, Rebecca e puțin supărată, așa că urmează ziua ei și nu va putea să mănânce tort, da, și nici dulciuri. Mai, azi am fost mult de tot mai frustrată, pentru că... Hai, că nu pot să mă opresc. Sunt noi, avem doi copii, o prietenă de-a mea care are un frate și... Și pe 9 noiembrie, e tot scorpion, pe 9 noiembrie este ziua lui și e o sărbătorită azi. Și eu n-am putut să mă duc la ei, că nu știam mami ce mănânc. Oricum n-aveam ce să mănânc. N-avea ce să mănânc, pentru ea mănâncă decât anumite legume, nici nu știu exact ce, și fructe. Fructe, mere, pere, struguri nu vrea să mănânce, pere nu vrea să mănânce decât mere. Mere. Și o să-i fac mâine plăcintă de mere. Da, ura, mere. Azi n-a vrut. Da, o să facem mâine la cuptor sau văd diseară, depinde cum am timp și cu Iris. Să dați like dacă vreți să-mi treacă bubele. Da. Mult de tot, ca să... Bine, nu ca să fac vă o poftă că mănânc dulciuri, dar ca să-mi treacă mie bubele. Da. Ca să fac și mai multe videouri pe canalul de YouTube. Am terminat kilometrul, am făcut mai mult. Bine, kilometru neîntrerupt, că așa face mai mult. Și mergem acasă, că Rebecca nu mai vrea. Da, mai ales n-am vrut deloc să stăm în casă. N-am vrut să iasă afară, deși ea adora să ne plimbăm. Dar în fine, este perioada, o înțeleg și mergem mai departe să treacă o dată. Că suntem așa frustrați toți. Că noi nu putem să mâncăm anumite chestii, nu pot să mănânc în fața ei. Ia mănâncă cartofiș cu castraveți, pâine prăjită cu salată și castraveți. Bine că are voie pâinea. Vedem mâine că nu mai mănâncă sare, o să înceapă să aibă alt gust mâncarea și să vedem cât ne mai ține pe fructe și legume.